Salutare! Sunt bucuros să vă văd în bucătăria mea și azi aș vrea să facem împreună un mic dejun, care micul dejun cred că în fiecare familie este ceva clasic care adună familiile, adună copiii la aceeași masă și cu aceasta se începe o zi frumoasă. Azi aș vrea să facem împreună și să vă arăt totodată cum am putea să gătim un mic dejun gustos și cu câteva ingrediente care acum sunt de sezon. O să avem nevoie de un croissant care putem să-l găsim în orice magazin. Sparangel. Sparangel este o plantă sezonieră. Se mă numește planta împărătească. Are o gamă foarte mare de vitamine. Se prepară foarte ușor. Are nevoie de curățire la sfârșit de plantă. Sunt așa niște aripioare la care primele două aripioare se curăță cu un cuțitaș mic, după care se fierbe 5 minute și acele 5 minute de fierbere automat spune sparangelul în apă rece și avem o plantă crocantă gata pentru lucru ca să preparăm acest croissant. Începem întotdeauna cu lucrurile așa care sunt mai grele și necesită timp mai mult. Cred că aceasta să fie sparangelul. Și aici am o tigaie. Avem nevoie ca apa să fie fierbătoare. Adăugăm sare ca să dăm deodată gustul sparangelului. Și deja punem sparangelul în apa care fierbe. Între timp putem să începem să caramelizăm, să prăjim baconul. Nu este nevoie de ulei, de nimic. Grătare profesionale se află în restaurante, dar în gospodăriile noastre e suficient să avem o tigaie și spunem baconul să-l caramelizăm. El trebuie să arate suculent, ceea ce avem acum. Poate cineva iubește crocant, eu îl iubesc să fie suculent. Arată destul de apetisant, nu este nevoie să-l uscăm. A trecut 5 minute, noi suntem gata ca să scoatem sparangelul în apa fierbinte și avem așa o boxă cu apă rece și drept din apa fierbinte le lăsăm. Prin modalitatea aceasta noi păstrăm și culoarea verde la sparangel, verde deschis, vie. Uitați-vă, cam așa trebuie să arate o fertură corectă la acest produs. Ca să facem un scramble sau cum îi mai zicem noi un scrob, avem nevoie de 2 ouă pentru croissantul nostru. Puțină sare, puțin piper. Eu mai iubesc să adaug și puțină frișcă, deoarece îl face mai apetisant și îl batem. Avem nevoie de puțin ulei, o tigaie și începem. Pentru ca să înțelegem că uleiul este gata și pregătit pentru ca să facem o prăjitură oarecare, noi vedem că el se mișcă ușor în tigaie. Un scrub corect nu este numai decât să-l fărămițăm în... Să-l facem ca brânza, totuși îmi place când este iarăși suculent, arată ca o cremă și este nevoie de câteva secunde, 15-20 secunde și noi avem scramble-ul gata. Ca să fie pe deplin mâncarea noastră gustoasă, super, mega gustoasă, avem nevoie și de un sos. Mie îmi place sosul acesta foarte mult, se mai numește sos olandez. Se prepară bazat pe gălbenuș de ou, unt topit, puțin suc de lămâie, sare, garciță de Dijon, rapid se prepară. Dacă se vede că ceva e complicat, noi putem să facem fără acest sos.
Așa, înseamnă că avem toate produsele în fața noastră gata, avem croissant-ul copt frumos, gustos, avem sparangelul fiert, avem scramble-ul, avem baconul și sosul olandez. Avem nevoie de un cuțit lamă sau oricare cuțit care este foarte ascuțit și îl despicăm în două. Nu ne temem să-l despicăm mai adânc, deoarece încape mai multe produse înăuntru. Îl aranjăm frumos în platou, punem niște iarbă, salată, ce avem în frigider. După care desfacem sparangelul în două, pentru că acesta la mine este destul de gros. Ca să finalizăm gustul la sparangel, avem nevoie totuși de puțin ulei de măslină care îl dăm înainte să-l aranjăm în croissant-ul nostru. Puțină sare. Și îl amestecăm și-și capte gustul, aroma. Începem să aranjăm sparangelul în croissant. Unii temem, îl desfacem, presăm sparangelul înăuntru. După care aranjăm scramble-ul. Și aranjăm floricica de pe tort. La noi, la momentul dat, este baconul. Și finalizăm cu sosul nostru magic, care puteți face și un mic show la îndepărtare mai înaltă. Croissant cu sparanghel, bacon și scrop. Mod de preparare. Pentru umplutura croissantului, mai întâi pregătim sparanghelul. Îl curățăm și îl fierbem timp de 5 minute în apă puțin sărată. După care, pentru a-i păstra culoarea și a-i da un gust crocant, îl punem direct într-un vas cu apă rece. Baconul îl caramelizăm pe tigaie, fără ulei, până obținem o textură suculentă, nu uscată. Pentru un scrop, batem bine 2 ouă cu 20 de grame de frișcă și un pic de sare și piper. Punem compoziția în tigaie cu un ulei încins timp de 15-20 de secunde. Scrobul nu trebuie să fie fărămicios, ci asemenea unei creme dense. După ce am pregătit totul pentru umplutură, cu un cuțit tăiem croissantul în jumătate, dar nu până la capăt. Apoi adăugăm pe rând verdeață la dorință. Sparanghelul, peste care punem ulei de măsline și puțină sare, scrobul, baconul, iar la final strupim croissantul cu sosul pe care l-am preparat anterior. Poftă mare! Și finalizăm platoul și micul nostru dejun împărătesc în doar 15 minute cu iarba noastră magică. Poftă mare și vă așteptăm iarăși la recetele mele.